Ascultați RFI, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi o avem invitată pe Diana Iancu, decan al Facultății de Administrație Publică. Bun venit la RFI! Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vom vorbi astăzi despre un învățământ modern, despre fonduri europene, despre modul cum pot fi folosiți banii europeni în a face un învățământ de calitate, pentru că ne tot place să vorbim despre învățământ de calitate. Facultatea de Administrație Publică gestionează fonduri europene, se, se ocupă atrage fonduri europene? Da. Facultatea de Administrație Publică este în momentul acesta implementator pentru un proiect european și este partener în alte două proiecte cu fonduri europene. Uh, suntem extrem de interesați de provocările pe care ni le aruncă Comisia Europeană împreună cu organismele naționale, cel puțin în zona aceasta de um, încurajare și promovare a studiilor de tip nou, um, iar uh, unul dintre proiectele pe care le avem în momentul acesta în derulare vizează în tocmai subiectul calității și creșterii calității programelor de studiu pe care le oferim. În contextul acesta banii veniți uh, prin Fondul prin Social European, de fapt, prin postru. Um, pentru noi cel puțin reprezintă o, o provocare să ne uităm înspre spre viitor cumva, bă, pășind însă în prezent, <laughs> pentru că e vorba despre un proiect ce implementează blended learning în interiorul programelor, no programelor noastre de licență și de masterat. Uh, blended learning fiind, de fapt, uh, în momentul acesta o realitate pentru foarte multe state din uh, spațiul european, pentru foarte multe state dincolo de spațiul european și uh, o realitate, iată, și pentru noi în SNSPA în momentul acesta. Înainte de a continua discuția, să lămurim acest termen. Ce înseamnă blended learning? Înseamnă un mod nou de învățare și predare, înseamnă că pe lângă metoda tradițională de comunicare față în față dintre profesor și student, studentă, um, avem calculatorul care ne facilitează, de exemplu, accesul la exerciții în timp real, putem să folosim uh, ceturi, forumuri, uh, opțiuni de wiki, găsit informații, răspunsuri în timp real, în timpul cursului. În consecință înseamnă o uh, îmbinare, dacă vreți, a stilului față în față cu cel asistat de calculator. În versiunile blended learning uh, introducem de fapt uh, sau există foarte multe forme posibile alternative de predare. Pornind de la cele mai simple de genul am un PowerPoint în spatele meu în clasă, studentul, studenții în general au acces la informații și altfel decât, decât folosindu-ne de tablă și de marker și mergând până la situația la care folosim un rind propriu de învățare pentru fiecare cursant, asta înseamnă că dincolo de interacțiunea de la curs de exemplu, seminarele se realizează în format virtual acasă sau oriunde studentul studenta sunt ă, ă, studenții sunt interesați să parcurgă materia acolo au acces la curs pot să-și facă download diferite acolo materiale. Unde? Despre ce platformă vorbim? Unde adunați? Unde? Vă mulțumesc foarte mult pentru asta, da e vorba în general de diferite platforme virtuale, sunt diferite, mă rog, diferiți furnizori de asemenea platforme. Noi la Facultatea de Administrație folosim platformă Moodle. Este un campus virtual, dacă vreți. Avem acolo absolut totul, de la, mă rog, cretă și flipchart, cum ar veni, până la, mă rog, ghișeul deschis studenților. Platforma aceasta Moodle oferim posibilitatea tuturor să intre, după cum spuneam, când vor, fără să trântească uși, fiindcă nu avem niciuna acolo, tocmai asta e un spațiu deschis, și, uh, Au nevoie de parolă? sau Au nevoie liber? de parolă, în sensul că da, asta e o ușă, într-adevăr. <laughs> Au nevoie de parolă, da, pentru că sistemul este deschis doar utilizatorilor studenții înmatriculați la programele pe care le avem noi în momentul acesta în funcționare, dar inter din momentul în care sunt înmatriculați, ei capătă drepturi de utilizator pentru clasa din care fac parte că sunt anul întâi, că sunt anul doi, că sunt la masterat și ulterior au acces la toate programele ce sunt, la toate cursurile la care sunt uh, 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 înmatriculați în anul de studiu, mă rog, uh. Ce se întâmplă atunci când termină? Mai au acces sau li se insistează accesul? La Pentru că în formatul zi... tradițional da. mă gândesc că îți rămân totuși cursurile. Notițele și. și da. Sigur. În interiorul spațiului acesta virtual ai acces la materiale, le poți descărca, desigur, atâta vreme cât profesorul a lăsat liber, liber această posibilitate, evident că apar dimensiunea drepturilor de autor. Um, de asemenea, ai acces și mă refer aici la persoanele care, de pildă, nu au posibilitatea de a da un examen în sesiunile ordinare. Și, de exemplu, sunt ceea ce noi numim restanțieri, în consecință nu au venit la examen sau poate au venit, dar nu s-au pregătit suficient. Și atunci există și, o, dacă vreți, o anticameră pentru, pentru absolvire. Este un spațiu dedicat celor care mai au încă materiale necesare, le postăm acolo pentru ei. În consecință, avem grijă cumva să tutorăm fiecare pas al, al absolventului viitor în așa fel încât el să aibă acces la materiale. Și să fie oarecum familiarizat da. deja cu acest sistem. Da, 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 da. e ca, dacă vreți, deși probabil că genul ăsta de metaforă e un pic deplasată, dar este ca atunci când intri într-o sală de curs, știi totul, de când ai intrat acolo, ai petrecut totuși 3 ani, știi în ce raft, ce bibliotecă, îți găsești cursul, ții ei de acolo, te duci, te retragi, îți faci notițe, înveți, revii, îl pui la loc în, în raft, mai vii peste un an că poate, mă rog, n-ai reușit să, să promovezi și te mai uiți încă o dată, adică... Cam asta, este, cam asta este pilotul, uh -huh. ideea. Spuneți-mi cât de dificil este să faci un astfel de, de proiect, pentru că așa sună interesant, dar în momentul în care te pui să faci dosarul, să aplici pentru, pentru accesarea fondurilor, cât de dificil este? Um, cu atât mai mult cu cât nu avem experiență, după cum spuneați, România la, la faza aceasta este destul de începătoare față de alte state europene. Și atunci, aici mă întreb, de unde v-ați inspirat? În primul rând, sunt cred că două tipuri de în fine, uh, dificultăți pe care le întâlnești ca echipă ce elaborează o propunere de proiect și ulterior o implementează. Prima este o dificultate, așa cum spuneați dumneavoastră, de cunoaștere să zicem, a proceselor. Ne-a ajutat foarte mult, de exemplu, că în cadrul facultății au fost făcuți niște pași în sensul acesta de deschidere, dacă veți, a procesului de învățare încă din, de la începutul anilor 2000. Noi am avut un parteneriat cu um, unul dintre actorii mari din Japonia pe zona de învățare multimedia. NIME este acronimul organizației, este un institut pentru învățare multimedia care ne-a oferit ceva mai mult sprijin în transformarea cursurilor în așa-numitele obiecte educaționale reutilizabile. Este ceea ce ne trebuie pentru a crea cursuri online, de exemplu. Prin urmare, aveam ceva experiență în zona aceasta. Dar întotdeauna jurnalele de specialitate din afara, din afara țării noastre sau, de ce nu, cele pe care le, la care contribuie colegii de la diferite alte universități, că e vorba de Politehnică sau că e vorba de, de uh, Babeș-Boiei, de exemplu, uh, ajută foarte mult. În al doilea rând, experiențele pe care le avem grație, iată, altor tipuri de programe europene, cele Erasmus, de pildă, sunt programe care ne oferă posibilitatea de a ne duce în diferite alte universități, alte medii. Ați beneficiat da, de, da, da. de aceste oportunități? Personal, o singură dată de Erasmus este un lucru pe care cred că orice cadru didactic trebuie să-l încerce cel puțin o dată. dar am avut șansa să fiu profesor asociat la o universitate din Olanda unde mare parte din sistemul de predare este realizat în format blended learning și Aș atunci, atunci, atunci. Practica, da, practica de acolo m-a ajutat. Mm-hmm. Uh, și atunci asta este într-adevăr un tip de dificultate. Accesul la informație, cum anume să-ți construiești proiectul în așa fel încât în ochii evaluatorului să pară sustenabil, să pară în egală măsură realist. Și o iei de la zero, deci practic da. trebuie să-ți construiești nu doar proiectul, dar să fie și realizabil. Da, 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 corect, 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 ne ajută faptul că liniile de finanțare pe care le, le oferă Comisia Europeană prin genul acesta de programe ale Fondului Social European prin axele prioritare dedicate calității în învățământul superior ne ajută pentru că sunt deschise totuși genul ăsta de inițiative. Apoi există și un al doilea tip de dificultate pe care o putem, pe care o putem avea, pe care am experimentat-o noi cel puțin în cadrul proiectului. Este aceea de pregătire propriu-zis organizațională, pregătire pentru implementarea unui proiect care, deși nu are un buget extraordinar, adică nu este genul proiectelor strategice de milioane de euro, Um, proiectul nostru, de exemplu, rulează în momentul acesta cu aproape 400.000 de, de euro, Aceasta este finanțarea pe care am primit-o de la FSE. Um, genul acesta de, de rulare de program implică coordonare între foarte multe birouri din interiorul universității, coordonare în interiorul echipei și astea sunt într-adevăr niște dificultăți. Uh, sau dacă vreți provocări, cred că e mai corect. Asta aici ar fi fost o întrebare. Câți oameni sunt implicați în, în proiect? În momentul acesta sunt uh, experții pe termen lung, cei care fac parte din echipa de implementare și vorbim despre 10 persoane și discutăm de asemenea și despre experți uh, pe termen scurt, uh, profesori, de exemplu, care ne-au ajutat să-și transforme cursurile din formatul tradițional în formatul blended learning. Și acolo am avut uh, 29 de uh, colegi care au fost uh, preț de uh, 5 luni de zile aproape zi și noapte și nu exagerez asta, parte din proiect. Pentru că vă dați seama că ați transformat un curs, a crea fiecare, a, ați imagina fiecare pas pe care studentul îl face pentru a avea acces la un anumit tip de informație. Cere ceva timp. Cât de greu a fost să-i să convingeți? Că mă gândesc că la un moment dat v-ați izbit și de un anumit tip de reticență, pentru că e o schimbare radicală, da. nu, nu sunt niște pași mărunți și așa. E, să știți, într-adevăr, dificil până în momentul în care se văd primele rezultate. Știți, e, e dificil să explici de ce trebuie să schimbi. De ce nu mai merg tipurile clasice de predare? De ce, de exemplu, a sugera studenților să meargă în bibliotecă este foarte important, rămâne foarte important, dar nu este singurul loc de unde studentul poate să aibă acces la, la informație. Dar în momentul în care, și am văzut asta și... O să vorbesc despre mine, de exemplu, că <gângâ> cred că e cel mai simplu așa. În momentul în care vezi rezultatele uh, unui proiect de genul acesta, în momentul în care vezi, de exemplu, uh, studenți care au pilotat primele cursuri să vedem ce nu merge, dacă trebuie să facem ceva, să schimbăm ceva, e, în momentul în care le vezi expresia că își dau seama că, uite, ar putea să facă aici mai multe lucruri, aici a, ar fi fost bine să fie așa și când îi vezi că încep să se implice, când vezi rezultatele astea, cumva uiți de, de problemele de la început. Un anumit tip de reticență a existat. A existat și cred că va continua să existe, pentru că n-aș pune-o neapărat pe, pe tendința asta naturală de a lupta împotriva noului. E temerea. Pentru. Temerea că devin cumva denlocuit, pentru că, odată ce există cursul online, profesorul își pierde din, din acea putere pe care o are. În fața studentului, mie, fizic fiind. Da, mie îmi place să cred că nu asta e problema. Cred că mai degrabă um, e vorba despre faptul că, vedeți, utilizarea de instrumente noi uh, te poate face ușor vulnerabil. Adică, uite, poate pică internetul, poate că nu ai e suficientă dexteritate, n-ați folosi toate resursele și atunci, pe varianta tradițională, erai stăpân, știai, nu puteau merge lucrurile. Tu erai specialistul, da, da, studentul da, da, avea da. rolul foarte pe clar. Că, da, exact, exact și e foarte bine punctat. Vă mulțumesc pentru asta. De e că în formatul blended learning e mai degrabă vorba despre o relație de parteneriat, dacă vreți, între cel care învață și este în momentul acesta student și cel care oferă informația și în momentul acela este profesor. Relația asta se poate schimba însă, adică în mod evident în universități lucrăm cu oameni maturi. Oameni care, chiar dacă, de exemplu, au 20 de ani, sunt suficient de, de importanți pentru societate încât votează, încât își întemeiază familii și așa mai departe. Și atunci, faptul că se întâmplă, dacă vreți, ca uh, preț de un semestru, eu să fiu profesor într-o anumită materie, este, ok, o întâmplare facilitată de câteva, câțiva factori importanți, dar oricum, este. este este un lucru în schimbare. Asta înseamnă că peste un semestru, colegul meu student s-ar putea să fie cel care îmi, îmi oferă o informație. Rolul ăsta de facilitare, de fapt, este mai, mai important într-un sistem blended learning decât acela de eu sunt singurul deținător al informației și tu ești cel care primește, studentul ești, este cel care primește informația. Studentii și studenții s-au adaptat, de exemplu, la această schimbare? Cred că ei au foarte multe motive să o facă mult mai repede decât profesorii, pentru că nu știu dacă dumneavoastră, ascultătorii sau ați observat că mai tot timpul telefonul mobil este prezent, Facebook-ul este prezent, Twitter-ul este prezent, e foarte normal să ai coduri din astea pe care să le qr pe care să le, le scanezi pentru a ți afla informația. E din ce în ce mai normal, devine anormal pentru foarte mulți să se ducă să consulte o de la bibliotecă. Și asta nu știu dacă e neaparat e bine. bine dar nu știu, nu sunt încă suficient de sau nu știu, nu m-am elucidat în zona asta, dar, dar cred că sunt mai mai ușor de antrenat în genul acesta de învățare decât decât Uitați, oameni de vârsta mea și n-aș putea spune despre mine că sunt o persoană peste care nu știu au trecut ani și au lăsat niște <laughs> urme uh, sensibile așa în zona asta de înțelegere. Um, cred că le e mai ușor, cred că le e mai ușor și um, vorbim foarte, um, mă rog, făcând trimitere foarte clară la um, Astăzi, și ce înseamnă școala astăzi, sunt din ce în ce mai mulți studenți și la licență, și la masterat, care uh, sunt angajați, care nu mai uh, sunt atât de uh, sensibili la ideea primului interviu, l-au avut deja de ceva vreme. Uh, și atunci, flexibilizarea aceasta a învățării, cred că e o necesitate și pentru ei, în mod particular, cred că este un avantaj. Atâta mă întrebam cum acceptă faptul că, iată, după cum spuneați, la un moment dat, profesorul poate avea oarecare, nu știu, poate întâmpina probleme în momentul în care încearcă să-și acceseze cursul, când da. poate de multe ori studentul stăpânește mult mai bine acea tehnică, poate pentru că a lucrat deja, are experiență da. în domeniu. Cât de ușor acceptă studentul? Adică, pe partea aceasta s-a adaptat um, sau. Apare acea situație în care te crezi superior profesorului și ai senzația că, uite, am ajuns în faza în care îl învăț eu, nu mai am nimic de învățat de la el. Cred că e vorba și de... Adică se poate cu siguranță să existe și genul acesta de sentiment. Acum probabil că eu sunt o persoană foarte norocoasă, pentru că cel puțin mediul în care nu numai că m-am format uh, în universitate, dar și cel în care, de pildă, în momentul acesta uh, activez, e un mediu destul de tolerant, dacă vreți. Tocmai uh, ideea aceasta pe care o transmit uh, uh, modelele noi de învățare, uh, anume acela a parteneriatului, face ca, sper eu, în momentul în care profesorul are stângăcii, studentul să nu creadă că stângăția aceea este determinantă pentru calitatea informației pe care o poate primi de la profesor. Puneam această întrebare pentru că infrastructura, iată, prin acest proiect da. o stabilești. Mentalitatea da. e mai ușor să o schimbi, adică nu se schimbă peste peste noapte. Și atunci cumva învățământul românesc este diferit față de, de cel european. Dacă nu te-ai dus și nu ai experimentat acel tip de, de da. învățământ, ai din punctul ăsta de vedere, dacă vreți, cel puțin pentru mediul universitar, ajută foarte mult și faptul că normativ, ca profesor, ești obligat să faci foarte, multe, foarte mulți pași înspre dezvoltare profesională. În sensul că pentru a-ți menține, dacă vreți, poziția în interiorul unei universități, ai nevoie nu numai de publicații, ai nevoie și de prezentare la diferite evenimente științifice de diseminare a cunoașterii și, în consecință, chiar dacă de pildă nu ai fost un un om care să fie beneficiat de o bursă Erasmus, cu siguranță ai intrat în contact cu mediul internațional, în consecință ai avut legături cu profesori care au evident aceleași probleme de cele mai multe ori cu tine, se întâlnesc cu situații mai mult sau mai puțin, nu știu, provocatoare în relația cu studenții. Conferințele, de exemplu, de specialitate pe zona aceasta de predare, de cercetare și în format blended learning sunt foarte importante. La fel, cred că e, cred că e important ca toți membrii, nu știu, comunității noastre să, să realizeze faptul că a fi profesor înseamnă ceva mai mult decât a sta la catedră. Este o muncă destul de mare în spatele momentului catedrei. Dacă vreți, este similar momentului uh, catedra, este similar momentului uh, show-ului da? pe care îl, îl face un, un actor. Uh, dar în spate stau zeci de ore de pregătire. Dacă vrei, într-adevăr. Să conteze ceea ce spui la, la oră. Și atunci, pentru orele acelea din spatele show-ului de la clasă, um, cu siguranță ai avut și alte experiențe și, în consecință, ai avut posibilitatea să înveți ceva mai mult. Tu. Se schimbă modalitatea de, de predare atâta timp cât uh, profesorul nu mai e atât de mult în clasă. Adică, înțeleg că e un amestec cât da, da, de da, da, tradițional cu, cu modern, da. dar se schimbă pe ansamblu? În sistemul nostru de învățământ, în momentul acesta, este absolut obligatoriu, este absolut obligatorie, mă scuzați, prezența la cursuri, este obligatorie prezența în examinare, orele de lucru față în față sunt, sunt, clar, dacă vreți, fruntașele în, în zona noastră de, de învățare. Ce se schimbă, într-adevăr, este faptul că din momentul în care ai restructurat cursul, ai acceptat faptul că studentul s-ar putea să dea 100% în timpul lui, atunci când interacționezi cu el online, de pildă, și nu față în față la cursuri. Un exemplu foarte concret, dacă în varianta tradițională te duci la curs, ai evident niște notițe, le-ai pus la dispoziție studenților înainte notițele ca să poată să-și facă o idee despre ce o să fie vorba la curs, ai deja stabilit, nu știu, un silabus pentru tema din săptămâna aceasta, de exemplu, un anumit tip de prelegere și ai furnizat și materialele bibliografice, te-ai aștepta nu? ca la curs să participe doar studenții care au citit, s-au interesat, ar fi fost, nu știu, dorni să pună întrebări. Nu se întâmplă, evident, așa tot timpul. Evident că asta nu mă face pe mine, cel puțin, să sper tot timpul că se va întâmpla, <laughs> dar asta e. În consecință, nu dau 100% atunci. Nu uh, ai cele mai bune întrebări atunci, în cele două ore pe care le ai de față în față, nu ai 100% din atenția studentului, de pildă, nici la seminarul la care speri în continuare că o să se întâmple interacțiunea asta, dar ai, de pildă, întrebări foarte pertinente. În orele de tutoriat online. Atunci când tu ți-ai stabilit ca profesor, ok, am două ore în care sunt online, puteți să-mi puneți întrebări, ne pregătim, e ca un fel de, dacă vreți, nu știu, meditație, că toți suntem în momentele acestea atenționate ale examenelor de finalizare pe, pe zona preuniversitară. E un fel de meditație, doar că nu este chiar sunt așa. Sunt toți studenții sau este cu fiecare student fiecare separat? Fiecare grupă în parte. Uh -huh. uh, nu toți studenții participă, ca de obicei, în fine și în variantele uh, față în față dar uh, atunci poți avea informații uh, noi, poți să transmiți informații pe care poate studentul la curs n-a fost atât de, de atent să le primească. Sau poate tu ca profesor uh, n-ai fost suficient de, dacă vreți, clar sau uh, uh, explicit în, în exprimare și atunci, iată, poți să spui ok, uite, ai putea să citești și asta sau uite-te și aici, uh, uite, poate poți să-ți dau un alt exemplu care să te ajute să înveți. Um, și atunci, din punctul acesta de vedere, da, se schimbă. Eu cred că apropie destul de mult... Um studentul de, de cel care furnizează, dacă vreți, informația, cunoașterea. M mă tem cumva să mai spun că e vorba despre relația între student și profesor, pentru că profesorul are în sine ideea aceasta de deținător al cunoștinței, în fine, absolute, ce și poate fi contestat. Da, da, da exact, să... exact, exact. Și atunci, mai degrabă, nu știu, în formatele acestea Blended Learning, de multe ori se folosește cuvântul instructor. Um, poate că și aceasta este un pic dur pentru pentru tipul facilitator, probabil că este cel mai potrivit ca termen. Profesorul devine un facilitator, studentul un partener de, de dialog, evident că la sfârșit există totuși o relație asimetrică de putere, adică profesorul/instructorul/facilitatorul va fi cel care va pune nota. E o provocare și pentru profesor, mă gândesc că ideea este nu să se dubleze informația, adică să o să o pui online și după aceea să vii mm, și da, să prezinți exact să citești, nu știu, cuvânt cu da. cuvânt ce, da. adică trebuie să aduci ceva nou. E cumva o provocare și pentru, pentru cadrele didactice. Sunt da. sunt obligate cumva să țină pasul cu da cu partea modernă. Da, aveți dreptate. Mai mult decât atât, obligă, dacă vreți, orice profesor să fie foarte atent la ce se întâmplă astăzi. În cadrul proiectului, de exemplu, a existat o zonă foarte importantă pentru noi de cercetare. Ne-a mai întâi să vedem în ce măsură programele pe care le oferim noi mai sunt în concordanță cu nevoile pe care le au pe de-o parte studenții și pe de-altă parte angajatorii. Și atunci am vorbit și cu, cer mă, scuze, și cu absolvenți. Și cu studenți, și cu angajatori. Uh, am încercat să vedem ce cred ei că e important să știe odată ce termină facultatea. Um, și din punctul acesta de vedere, a fost foarte, foarte clară uh, nevoia de a fi concreți, actuali, foarte pragmatici, se întâmplă astăzi ceva în lume, oriunde, atunci școala ar trebui să fie despre teoriile, instrumentele pe care le poți folosi pentru a-ți explica ce se întâmplă acolo și, și, ideal, pentru a preveni situații de tipul celor întâmplate în viitor. Din punctul ăsta de vedere, da, profesorii trebuie să, fa să facă din ce în ce mai multe eforturi pentru ca, dincolo de un PowerPoint sau eu știu un clip pe care să-l prezinte în timpul cursului sau tradiționalul suport de curs cu 40 de pagini, pardon, să vină. Și să spună ceva în plus, să arate, iată, uite cum merge lucrul ăsta în această situație concretă. Și să înțeleg că în acest nou tablou, practic, studentul nu mai ține pixul în mână și, și scrie după dictare până, până nu mai poate? <laughs> uh, uitați, știți, pentru. Mine, încă dinaintea existenței Blended Learning-ului, a fost absolut normal ca studentul să nu țină tot timpul pixul în mână, pentru mine și pentru mulți dintre colegii mei din facultate. Asta pentru că e, e foarte important să și știi ce să scrii. E adevărat, cum spuneți dumneavoastră, mulți scriu după dictare încă în multe părți ale, ale României dacă ajung acasă și ulterior reușesc să selecteze ce e mai important din rândurile scrise, e foarte bine. Nu se întâmplă însă tot timpul așa. Exact. Acum, da, în formatul acesta nou sau în genul ăsta nou de învățare, că e el susținut de blended learning sau de alte metode, cred că foaia cu creionul, pixul sau orice alt instrument de scriere devin oarecum importante doar pentru nu știu, a a puncta acele lucruri foarte importante. De ce spun asta? Pentru că, în mod normal, studentul ar avea la dispoziție deja uh, suporturile de curs, notițele de curs, dacă vreți, sau, eu știu, uh, handouts-urile de la PowerPoint-uri, au deja în format virtual toate materialele care au nevoie și, în consecință, când sunt în clasă, sunt mai atenți să pună fie întrebările care sunt importante pentru agenda lor, fie să își noteze lucrurile care li se par interesante ca urmarea discuțiilor sau dialogului din clasă. O întrebare foarte, foarte pe scurt ar fi, vin pregătiți, vin adaptați la acest sistem de, de predare? Mă interesează pentru că în școlile românești nu există acea dotare minimă da. peste tot și atunci sunt diferențe. E foarte important, de fapt, sunt foarte importante pentru noi cursurile de IT pe care le avem în clasă. Adică, dacă nu sunt deja pregătiți din școala generală sau, mă rog, din liceu, îi formăm. Da, și pot să vă spun că studenții pe care i-am avut în, în interiorul proiectului, studenții de anul întâi, au fost printre cei mai, cei mai plăcuți parteneri pe care i-am avut până acum. E, a fost absolut fantastic să lucrăm cu ei pentru că au fost foarte deschiși și pentru că acolo unde nu au știut ceva să facă sau au avut pe cine să întrebe. Și asta Ce e trebuie să știe? Ce să stăpânească? Să știe să, nu știu... E, e foarte important, de exemplu, să, să știi, evident, să îți folosești calculatorul în sensul acela clasic al ICDL-ului, European Computer Driving License. Este sau era cel puțin la un moment dat un certificat de atestare minimală a cunoștințelor de operare a calculatorului. Și noi, de altfel, de pildă, în interiorul facultății avem asemenea cursuri, le, îi putem certifica pe, pe studenți sau, sigur, și pe liceni, să folosească calculatorul, e vorba de niște module de pregătire clasice, folosești Internet Explorer-ul, folosești internetul, folosești pachetul Office, adică noțiuni preliminare. Trebuie pur și simplu să știi să-ți deschizi un browser de internet, uh -huh. trebuie să știi cum, cum să-ți salvezi niște documente, trebuie să știi cum anume să faci un post pe un forum, nu e vorba de programare, nu și e trebuie, vorba. Să, trebuie să vă întreb că, într-adevăr, ați reușit să, să implementați acest sistem modern de, de predare. Uh, ideea este: scoateți studenții și unde îi trimiteți? De multe ori, s-ar putea să îi trimiteți într-un într birou dintr-o primărie, într-un birou prăfuit care nu are nici măcar un calculator. Cum se adaptează ei la această trecere? Adică, de la mm. automat ai niște așteptări după trei ani de, de studiu, nu? Da. În, în acest mediu, te poți întoarce, te poți adapta. La un astfel de mediu sau ei, practic, vor aduce acea schimbare de care mm. se tot vorbește și... Acum, asigur, uh, ideal ar fi ca toți cei care termină facultatea noastră să fie niște agenți ai schimbării, numai că trebuie să fim și, uh, nu știu, uh, Realist. realiști, dacă vreți, sau pesimiști, dacă, uh, dacă vreți. Cred că realiști, Realist. termenul uh, mai potrivit. Nu îi pregătim pe studenții noștri doar să folosească instrumente de tip nou, să facă, de pildă, să știe să lucreze, să justifice niște alegeri ale, ale diferiților, nu știu, decidenți, ci mai degrabă îi ținem cumva în echilibru, le oferim genul acesta de, de oportunitate pentru a nu fi în niciun fel dezavantajați în relație cu colegi care, de exemplu, termină la universități din afară, dar, pe de altă parte, îi trimitem în practică în instituțiile publice românești. Ei uh, au doi ani de zile în care interacționează cu mediul public și cu mediul privat, pentru că faptul că termină administrație publică nu îi limitează, cu siguranță avem foarte mulți absolvenți care lucrează pentru companii multinaționale, de pildă, pe relația cu publicul, de exemplu. Uh -huh. um, îi trimitem în asemenea instituții să vadă ce este acolo, să, um, să lucreze cu ceea ce găsesc acolo. Și asta e, într-adevăr, o altă... Un alt tip de provocare, nu poate încă blended learning sau n-am făcut noi încă, posibil zona aceasta de aplicație de muncă în interiorul instituțiilor publice folosind calculatorul, dar suntem pe drumul cel bun, zic eu. Cred de aceea că îi utilăm, dacă vreți, cu ceea ce le trebuie pentru a face față prezentului. Și prezentul are și puncte extraordinare, ca de pildă, nu știu, calculatorul și accesul nemărginit la informație, dar are și momente în care, desigur, nu, nu ai o imprimantă, nu ai un telefon, nu ai un fax și așa mai departe. Lucrurile astea sunt, pe de altă parte, și ele importante și. Sper să îi utilăm cu ce trebuie. Deocamdată va trebui să ne oprim aici cu discuția, pentru că timpul nu ne mai permite, dar vă aștept într-o altă zi la Tânăr în Europa, pentru că subiectul mai trebuie dezvoltat. Vă mulțumesc pentru prezență. A fost astăzi la Tânăr în Europa Diana Iancu, decan al Facultății de Administrație Publică. Noi ne oprim aici, spuneam, pe data viitoare. Mulțumesc foarte mult!